Un medic din Germania a fost arestat după ce ar fi injectat doi pacienți COVID cu injecție letală, anunță presa internațională. Medicul din Essen, în vârstă de 44 de ani, e bănuit că a ucis doi bărbați în vârstă de 47, respectiv 50 de ani, internați la terapie intensivă. Autoritățile germane susțin că medicul a recunoscut una dintre crime. Acesta ar fi afirmat că a vrut să cruțe pacientul și rudele sale de mai multă suferință. Spitalul Universitar Essen a anunțat că doctorul a fost suspendat din funcție și că ajută poliția în anchetă. Regiunea industrială din vestul Germaniei se confruntă cu unul dintre cele mai severe focare ale pandemiei de COVID-19 din această țară. Săptămâna trecută a raportat o rată a îmbolnăvirilor de 166 de cazuri la 100.000 de locuitori.